Bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint lucrarea mea de suflet, care urmează provocării pe care mi-a făcut-o Ingrid Stegaru de la Arhiva de Artă, care m-a invitat să pictez și eu în stilul meu caracteristic iconet. Știți că v-am mai povestit că prima reacție a fost să nu o fac, că nu mă simt eu pregătită. Numai că ea mi-a aruncat mânușa, iar eu, cum îmi e bunul obicei și nu prea refuz provocările, am făcut ceea ce vedeți. Apropo, Mântuitorul, la Aureolă, și acolo unde există harta aceasta la piept cu harta României, Uh, din această zonă și la aureolă există un strat de fosfor, care noaptea nu pot să vă spun cât de frumos arată. Uh, știu că nu este poate o icoană făcută după canoanele biserice și nu poate, sigur, nu e făcută după canoane. Uh, știu că probabil are multe lucruri care unora nu o să le placă, dar nu prea mă Interesează pe mine uh, comentariile nepotrivite ale unor persoane care n-au pus niciodată mâna pe o pensulă, iar dacă au pus-o, au pus-o din perspectiva uh, persoanelor care au trecut printr-o universitate de artă. Eu n-am netrecând, lucrez fix așa cum simte sufletul meu fără să respect nicio regulă, nicio cutumă, nici un stil. Vreau să fiu eu însă. Iar acest triptic pe care îl vedeți aici, pentru care e, am pus foarte mult suflet și foarte multă rugăciune, Totdeauna va fi panotat fix așa cum îl vedeți, deci Mântuitorul, România și Măicuța, sub denumirea Grădina Maicii Domnului. Uh, aceste lucrări vor trebui panotate totdeauna împreună, pentru că așa le simt, pentru că așa mi se pare corect, pentru că așa le-am gândit și pentru că eu totdeauna privesc în ansamblu, nu privesc uh, secvențial. Acestea fiind zise, vă mulțumesc pentru vizionare și o să mai vii cu alte noutăți. mă sigur. Vă îmbrățișez cu drag! O zi plăcută, dragii mei, o duminică așa cum vă doriți. La București este soare, este frumos, este cald, am luat masa în curte, este o minună. Vă îmbrățișez, vă iubesc, mulțumesc pentru vizionare!